Ai, joguinho e arrasa, se esquece.
vás zase na tu měsíka. Petru naši, šíme to pocit vítat, když to teprve je to nedále. A popločera se vyjádá turnaja. Oh,
Ти цирме до сукру, мале! Бирай сукру, мале! Да осмо, да осмо! Ши зича, ши зича! Мале, мале, ши мај мале! Астази у сур сукру, мале! Боја ту ми у ми мандрија! Шамноре, жу спаларија! Мале, мале, ши мај мале! Астази у сур сукру, мале! Боја ту ми у ми мандрија! Шамноре, жу спаларија! Sansuro, no mai poleaca, no pensa. Ca baiatu, sansuro, no mai poleaca, no pensa. Și auzi mai stres, hai și pentru soacră mare câteva vorbe. Ia-o să, ia-o să. La generică, cu tot respectul lui. A crescut băiatul mami, ce repede-au trecut anii, parcă el mergea prin casă, în picioare păsumoasă. Ia-o socră! Acum capul și la plecă, pragul casei, ca să-l treacă, și-mi alină orice rană, când spune cuvântul mamă. Acum capul și la plecă, pragul casei, ca să-l treacă, și-mi alină orice rană, când spune cuvântul mamă. Ginerică, ginerică, s-ai grijă de miresică. Ia să mănânc când trebuie să aibă grijă de miresică. Când o fi la mămăligă, s-ai grijă să nu se frigă. Când o fi la mămăligă, s-ai grijă să nu se frigă. Că de-acum te-ai însurat, nici în sat, nici la o bere, că de-acum ți-ai luat muiere. Nici în sat, nici la o bere, că de-acum ți-ai luat muiere. Ginerică, ginerică, s-ai grijă de miresică. Mulți să trăiască, mulți să trăiască, la mulți ani să vă trăiască, dar și să iubească, să trăiască la mulți ani. Socrii să trăiască, fiii să iubească, să trăiască la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, să trăiască la mulți. Să nu simt cum anii trec pe într-una și pe trec. N-am să plec de pe pământ ca frunza pică. Să nu simt cum anii trec pe într-una și pe trec. N-am să plec de pe pământ ca frunza pică. Eu sunt dragostea cu ani și covinul cu portan și rachiul meu cu sticlă. Să trăiască miresica. Eu sunt dragostea cu ani și covinul cu portan și rachiul meu cu sticlă. Nașul și cu cimerica. Zimbă! Vino parcă nu e bun când iubești ca un nebun.
așa. Bine așa și bine așa, se cântă la curmea în cramă. Să-ți desocuți, dă inimii tot ce vor, dă inimii tot ce ai.
Fața la răsărită, da? Iar. Vă închinați, la fel, da? Au, unde au zoom? Hai să nu dăm pe camera. N-are nimic, da. Facem. De trei ori. Iar,
De trei ori. De trei ori într-un loc. Da, da, da. Ia zi-mi oare trebuia să mai dai de două ori, că ai dat două ori. Lați-vă cu bine cruce. Față, spate, dreapta, stânga. Ai fost cu tine, cu tine, am învoit cu bine. Față, spate, dreapta, stânga. La mine, la mine. Ține-te borcanul și vas-o un pic, așa se face. Acum, mai mișcă, cât de trei ori. Un pic, cât un pic, trebuie să mai rămâi apa acolo în borcan. Pentru o casă. Un pic o țâră, gata, gata. Acum, udă-tu toate fetele care vrei să mă lite repede după tine. Ce rămâne aici, atenție! Thank you.
Thank you.
să trăiască așa ta. Îi bunușii nu era să trăiască ca și tot și să te mândrești cu ei. Formația! Dar nu tași și nu sunt? Restul părinții?
Dumnezeu Nicoleta Mihaela, cu robul lui Dumnezeu Silviu Andrei, în numele
acum și pururea și în vecii vecilor. A inelelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor. Că Tu ești El ce binecuvinte și Sfânte și toate Te sunt și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Silviu Andrei cu roaba lui Dumnezeu Nicoleta Mihaela în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se încunună robului Dumnezeu Silviu Andrei cu roaba lui Dumnezeu Nicoleta Mihaela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și al Sfântului Duh. Amin. Se încunună roaba lui Dumnezeu Nicoleta Mihaela cu robul lui Dumnezeu Silviu Andrei. Pe numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Care scoteseră apa, știau.
a chemat numele pe mine și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut într-un sul ucenicii.
binecuvântată fiica Isaac, să te înmulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncilor lui Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduirile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Fericirea se obține într-o căsnicie, după cum ar trebui să știți, prin multe compromisuri pe care le fac unul față de celălalt. Dar compromis nu în sensul că renunțăm la ce este important pentru noi, ci în sensul că de dragul celuilalt renunț la ce îmi place mie și celălalt de dragul meu renunț la ce îi place lui și renunțând unul la celălalt, de fapt fiecare face voia celuilalt. Poate că de cele mai multe ori, de fapt, din slujba cununiei, unii rămân cu un cuvânt pe care nu-l înțeleg, de ce femeia trebuie să fie supusă bărbatului, cadrul ăsta, să rămână nezmâncinată, taina și legătura dintre ei. Și din femeile se necăjesc, miresele, iar ei se umflă în pene că, uite, în sfârșit, cineva le dă dreptate. Situație diferită, de fapt, și anume, referirea asta că soția trebuie să fie supusă bărbatului, e luată dintr-o epistolă a Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, unde zice, da, bărbatul trebuie să fie cap femeii, precum Hristos este pentru biserică. Adică ce a făcut Hristos pentru biserică, că a murit pe cruce, aia trebuie să facă bărbatul pentru soția lui. Și în acel condiție, femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Când bărbatul se sacrifică, o iubește și o cinstește și o respectă, da, atunci soția se supune bărbatului. În momentul în care bărbatul abdică de la datoria lui de a fi cap al femeii în sensul de disponibilitate de sacrificiu, în momentul ăla soția nu-l va cinsti și nu-l va respecta și nu va fi supusă bărbatului pentru că nu vede în el chipul lui Hristos. Așadar, bărbatul, când constată că femeia nu ascultă, să nu o vinovățească, ci să se vinovlie. Unde am greșit? Numai că, pe de altă parte, trebuie să mai spunem că nu se necăjează doar
femeii a fost o mare responsabilitate. Ea contează în proporție 30% pentru binele familiei. Dacă în casă nu e liniște și pace, dacă în casă, în familie, soțul nu se întoarce ca într-un cuib și într-un leag, într-un loc cald, plăcut, în care să nu-l critice nimeni, că a intrat încălțat, nu știu ce ne-a făcut, atunci, da, familia poate să fie un loc fericit. Când acasă soțul nu găsește înțelegere, înțelegere mă refer nu la lucrurile neplăcute sau la, știu eu, la abateri grave. Când acasă nu găsește căldură, liniște și bucurie, evident că lucrurile nu merg bine. Așa că și soția are o mare responsabilitate pentru felul în care merge familia. Sunteți la un început de drum. E un început de drum către Hristos. Conștient sau inconștient, asta ați făcut astăzi. Ați pornit pe un drum către Hristos. De aceea ne-am învățit în jurul mesei la final, pentru că pe mijlocul mesei este Evanghelia care simbolizează pe Hristos. Adică ne-am învățit nu în jurul mesei, ci în jurul Evangheliei. Adică toată viața dumneavoastră se rotește în jurul lui Hristos. Tot ce faceți trebuie să faceți avându-L pe Dumnezeu în centru, în preocupările dumneavoastră. Puteți face orice, totul vă este îngăduit câte vreme Hristos e în mijlocul familiei dumneavoastră. Și atunci, mișcarea asta e o mișcare organizată, să zic așa, nu e o mișcare haotică. Așa și viața omului. Dacă îl are în centru pe Hristos, este o viață ordonată, bine chivernisită și aranjată și duce unde trebuie. Altfel, e ca și cum am călătorit fără hartă și fără destinație precisă. Să vă ajute Dumnezeu să pășiți zi de zi către Dumnezeu. Și de aici încolo, pentru că v-ați comunat, următoarea datorie mare pe care o aveți este să vă spovediți și să vă puteți pe urmă împărtăși. Altfel, ne cununăm degeaba. Bun, cei prezenți, veniți și felicitați fiecare pe rând. Și ca să meargă treaba bine, veniți miri în partea asta și n-am și îi felicită primii și v-aș ajuta așa în rând. Și toată lumea să treacă să îi felice. Ce-i un pișcot de la și-i un pomis.
Thank you.
de pisică. Thank you.
Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Yeah.
Ce bine astăzi și ce bine ai.
Dacă tu mă duci în creierul, e când eu ce vreau.
Thank you.
frumos să mergi pe jos decât cu mașina. Cu mașinile merg toate. Silvia e chemată să vină afară. Stânga, dreapta, iar stânga, vedem. Vezi, Silvica, ce-ți fac? Dacă nu ești cu minte? M-am furat și mireasă. Pune ceasul acolo ca să știu cât îți dau după aia domnul. Zău că trebuie să-ți fac o poză. Vezi, Silvica, ce faci? Vezi? Vezi, îți joacă banii, dar nu te joacă la băcănele. Te-am văzut la mic și te-ai arătat cu degetul. Ai fugit. Care la mic? Era un... Era cineva acolo? Da. Nu mai contează cine era. Cred că asta e deschisă. Aia, da. Da. Ei, și acum dacă putem, imediat trecem în față drept, că putem. Așa. Facem stânga. Că putem. Păi normal. Putem. Auzi, dar acolo trebuie să mă încalți, știți, nu? Te încalți, da. Deci avem până acum 2 lei. 2 lei. Stai așa. Nu pune, pune vreo 20 de euro. Negociem dur oricum. A, 2 lei nu contează. 2 lei, 39, vedem. După ce că v-am luat și cu japca. Și aici facem stânga. Și unde scrie acolo cu... Am văzut-o și pe asta, am furat mireasa cu taxiul. Da. Și unde? La păcănele? Cu tine. Ia, bă, ia. Zic, Silvicule, ia uite ce jucăm. Bună seara. Banii de nuntă jucăm. La păcănele. Bună seara. Păcănele, să faci. Joacă-te bine, tică! E fascinantă! Pe mai mic, mă! Pe mai mic, mă, jucăm pe... Băi, 5 lei, pe 5! Băi, mă, pe băi, dar pe 5 roni, ești bun la cap! Lasă, nu te-ai pe mâleu, uite! Uite! Păi, dai să acolo! Dai bine! Dar stai jos acolo! Ce nu jos? Nu, că n-am luat, n-am luat! Nu poți să n-ai luat! Nu, uite așa, cu jumătate de bucă, nu contează! Ia, lua și-o! Atât! Dă-i! Dă-i aia! Zi, Silvica! Lasă-mă, cine o poți să ieși câteodată? Că n-ai pus să mă aduci la păcănele, poftim. N-ai educație. Dă-i, dă-i el. Dă-i el acolo. Am câștigat? Da. 4 luni. Ba da, uite, 5 luni. 5 luni. Uite aici, cred. Dă-i în continuare. Dă-i acolo, să fie. Ia-o. Poate, mama, dacă nu ești păcut. Nu mai dat tu-i papă, lasă-te de acolo. Nu te vreau să fac 100 de lei? E, 100 de lei. Dă-i, dă-i în continuare, leu. Hai, dă-i acolo. Așa, dă-i acolo. Bă, cine e, cine e după ce azi? Virusul! Mersi. Am făcut foarte mult. Nu-i nimic. Așa, așa, dar cu alea două degete, așa. Așa se dă la... Pac, pac. Am câștigat. Ce câștigat? 3 lei, 5 lei, hai, după am vingat. Ah, oh, ce te-am furat de vreme, că e COVID. Dă-i, nu grebi, lasă ușor. Nu e ușor. Dumnezeu. Mă, ia mă, te-o portocală, îți mai liste. Cică, mulțumesc, mă. Ia mă, ce știi ce e, portocală mai liste. Uite, că așa? Dacă mai era ușor, dar ia să dau ușor. Ia de ușor. Silviu, stai liniștit că nu te-ai îmbogățit. Sunt doar 20 de lei. Bagă-i în casă. Bagă-i în casă, hai să jucăm. Ori jucăm, nu jucăm. Spune-i și tu, Crăjene, să zică și el la microfon că s-a furat mireasa. Să negocieze. Să negocieze și el cu ceva. Plecăm de la 500 de euro. Păi l-am sunat, dar nu pot să dau de el, are telefonul, nu știu, nu răspunde. Eu hai, dă-mi la telefon. Ce declarat, tu de dragoste?
nu pot să nu. Băi, am sunat Mireasa, spune și tu la microfon acolo. Ce vrei? Ce vrei tu, zi-i acolo, ce... Păi, să negociem fac... dur noi. Nu știu ce vrea cu Silvia. Silvia, tu ce vrei? Eu nu vrei. Ea nu vrea, ține cu casa. Da. Ea ține cu casa, mă, Silvia. Zii, mă, negociază tot, da. Da, Silviu cu Silvia, da. Eu zic cu tine ca să fie declarație. Dar să joci consume mișcă, dacă îți mărește miza, nu mai faci treabă. Până 11 plătește nașul și după 11 plătește generic, că pare la 6. Auzi, ai nu-i problemă, că și ce face? Mai trage puțin de timp! Lasă-mă să plătească care poate plătește și generică trage jantea. Să vină generic aici lângă noi! La fără și pe ea! Nu, 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 nu,
Vorbește generic. În primul rând, bunul de la aparat e la mine. Și am două declarații pentru hoț. Ăsta fără hoț. Mai pune parbrize când o și soare noaptea. Și ăla mai cu cam așa. Ia-mă banii care a câștigat la aparate. Ia-mă banii care a câștigat la aparate. Și acum am o declarație pentru soția mea. Dar de frumos! Mi-ai pierdut cel mai frumos lucru de lume, ăla mă îmbrațe. Mădălinii e aminte. Și te iubesc în lui. S-o. Dar nu mă și de ea și mă Stam și-o să. Stam și-o să. Stam acasă.
Mama, 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 mama
Bagă toba 4 la toamnă. La mine la toamnă. Hey!
Atenție, nu! Atențiune! Nu, 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 nu,
Eu sou
topor. Și dacă ai să prinzi ceva, nu mai mergi în praștia, stai ales bune străiar. Și dacă ai să prinzi ceva, s-a dus dracu praștia, stai ales bune străiar. Thank you.
Să trăiască, să trăiască la mulți ani. Numai
de toată viața plânge. Încă o felicitare frumoasă de la genitură pentru mireasa lui. Of, of, of. Și pentru ce mai bun prieteni pentru pentru părinți prețiuni ca care au fetițe, iau și sore părinții la fetițe. Of, of, of. Eu dai mări, s-o face puteți băieții prin curte. Când o scârțâie portița, să știi că a venit fetița. Să știi că a venit fetița. Hai, bărbați-mă! Oh, 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 oh.
câteva vorbe frumoase, special pentru nașii mari, nașule! Hai vorbim frumos, nașul mare, știu și Denica! Este rugat să vin aici, ceva special pentru naș, și bineînțeles pentru nașa mare! Ia! Ascultă ce zice ei, dar s-o mai ușor foame. Nașul, mă fără nașule, nu te țin picioarele. Nașul, ascultă ce zice ei, dar s-o mai ușor foame. Nașul, mă fără nașule, nu te țin picioarele. Și mai are și mai are.
Și cinstit și de cuvânt.
doriță. Un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu. Un om bun și cinstit să fii, atunci și ți-ai dorit să fiu. Un om bun și cinstit și eu, la fel ca tine, tatăl meu. Tată dragă, vreau să-ți spun de azi, dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt. Hai băieție! Pentru cine mica, pentru părinții lui și pentru toți invitații, mulțumim mult! Pentru bărba ți-a spus la masă, pentru pahar la noi acasă și slădă-n noi. Iar tu ești tată. Tată dragă, vreau să-ți spun de gaz, dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, datorită ție sunt. Tată dragă, vreau să-ți spun de gaz, dacă sunt om bun și cinstit și de cuvânt, bye.
rugăm, Doamne, iubește. Doamne, Dumnezeul nostru care e binecuvântat în lumea anului și ai înălțit vorbele tale, binecuvintează și prăvete aceștia pe care cu alegerea ta ai binevoit, ai însoțit unul cu altul, trimitele lor pe Îngerul tău cel păzitor, ca să-i păzească de orice rătăcire până la sfârșit. Învrednicește-i intra în Sfântă Biserică ta și să-i părtăși cu Sfintele tale taine, ca de Doamne să se unească prea Sfântul de lumea ta și al Duhului și al Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, iubește, pentru unirea majestuosului cu binecuvântarea ta, Doamne, învrednicindu-se să a venit Sfânta Taină în mânie prin rugăciunile preoților tăi. Dă, Doamne, ca omul tău să fie capul ției sale, precum și roba ta să fie plecată bărbatului său, ca prin această sfântă neascultă în tinerea lor până la sfârșit, și ție slavă să înalțe, Doamne, și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce cuvinirea Sfântă a Arbiei a dat lumea și Sfântul Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curate ale Maicilor Sfinților, Sfinților și tot bogaților apostole, ale Sfinților, de Dumnezeu, Dumnezeu, și pe urmai cu apostolii împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne lucrească pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu, miluiește-ne și miluiește pe noi. Amin. Rugăciunea înseamnă pentru ca de aici încolo, cei care s-au colonat acum o săptămână, să se poată întâmplă și adică nu e doar așa că vă vedeți și la biserică, ci că aveți niște obligații de a vă spovedi și de a vă împărtăși. Bineînțeles că prima dată puteți spovedea. Adică vă îndemn să faceți asta, că altfel toate ritualurile astea și rânduirile și botezul și comunia sunt niște ritualuri ocazii de a bea și de a petrece și facem un pic așa se fac, dar de fapt nu în fond ce am promis la botez sau ce am promis la comunie. Adică și cum eu să mânc în pământ și după aia am zis la rânduirea. Și v-am zis la comunie, ce trebuie să fie vorbată cu comunie, v-am zis, nu? Și nu prea la comunie, da? Așa, veniți acum și vă închinați, așa cum sunteți în șirii, ia.